Lăuda să fie Domnul! M-am uitat aici în Psalmul 45 ce spuneau fiii lui Core și așa cum am auzit cu toții, în mod special fiii lui Core vorbeau despre un împărat și despre o împărăteasă. Auziți dumneavoastră ce mesaj îi se adresează acestui împărat? Versetul 3 zice: Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava. Dă slava ta, fi biruitor, suie-te în carul tău de luptă. Și dacă ne-am fi oprit aici, am fi înțeles că e vorba de o luptă, nu? Să meargă poate cu niște dușmani să se lupte, cu niște asupritori, cu niște popoare care erau în vecinătate și produceau pagube acestui împărat și împărăției lui. Dar auziți dumneavoastră, lupta nu e atât de mult fizică. Lupta nu e neapărat împotriva unui om care poți să-l identifici cu o armată. Pentru că versetul 4, partea a doua, ne spune pentru ce trebuia să lupte și împotriva cui. Și zice Biblia așa, pentru acest războinic: apăr adevărul, blândețea și neprihănirea. Și auziți, dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Nu zice Biblia aici, războinicule viteaz, du-te, nimicește pe toți dușmanii, omoare-i cu desăvârșire, dărâmă-le cetățile, arde holdele lor și gata, în regulă totul. Spune să se ducă și să apere adevărul, blândețea și neprihănirea. Și acum aș vrea să vă spun, nu suntem niciunul dintre noi împărați, cel puțin nu știu să fie careva dintre noi de viță nobilă. Dar știți dumneavoastră că și noi suntem chemați să apărăm și să ne luptăm pentru câteva lucruri? Asta nu înseamnă că o să luăm bâtele, nu înseamnă că o să luăm ceva arme, dar suntem chemați și într-o vreme ca aceasta să apărăm adevărul. Credeți dumneavoastră că e datoria noastră? Într-o lume în care atâtea lucruri s-au schimbat, într-o lume în care de la cele mai înalte foruri de conducere, dacă vreți dumneavoastră, comisii, parlamente, guverne, toate s-au schimbat și ne spun că ce a fost normalitate astăzi nu mai este. Într-o lume în care vor cu ideologia progresistă și alte lucruri să ni le bage în cap, ascultați-mă bine, biserica este chemată să apere adevărul. Amin. Și zic, Doamne, dă-ne puterea asta. Amin. Mai mult decât a cânta o cântare frumoasă aici, mai mult decât a spune un crez al nostru care îl avem undeva și îl ținem în minte, noi suntem chemați într-o vreme ca aceasta să declarăm ceea ce credem. Războinicul acesta viteaz era chemat la luptă. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, pentru că lupta se dă. Ar trebui să fim orbi, să declarăm în dimineața asta că nu vedem nicio luptă. Eu mă uit și în fiecare zi văd că este nevoie de luptă. Dar ca să pleci la luptă, nu poți să pleci oricum. Acest războinic viteaz, se spunea, versetul 3, încinge sabia, podoaba și slava. Asta înseamnă pregătire. Haideți ca rugăciunea aceasta să zicem, Doamne, te rugăm frumos, îmbracă-ți biserica cu putere. În fața noastră stau lupte care se vor da. Nu că până acum n-am luptat, ne-am luptat și până acum, dar vom lupta și de acum înainte. Și lupta aceasta nu se dă prin iscusința noastră, nu se dă prin relațiile noastre, nu se dă prin cât de deștept suntem noi. Ascultați-mă bine, asta e o luptă spirituală. Și cel care ne conduce în luptă este Dumnezeu. De aceea zicem, Doamne, echipează-ți poporul Tău într-o vreme ca aceasta. Cu darurile Duhului Sfânt, umple-ne de putere, de credință, Doamne, să putem să apărăm adevărul. Au fost oameni dintre înaintașii noștri care au murit pentru adevăr. Au fost oameni care au fost închiși zeci de ani în temniță pentru că n-au vrut să se închine într-un fel sau altul, ci au decis să rămână în picioare. Dumnezeu ne cheamă și pe noi la fel. De aceea îmi doresc din toată inima, toți care suntem aici, să ne unim, dragii mei, glasurile noastre, să fim legați în unitatea Duhului Sfânt și în rugăciunea aceasta să zicem, Doamne, ajută-ne ca întotdeauna să apărăm adevărul. Pentru că adevărul, ascultați-mă bine, poate zici în dimineața asta, nu și eu chemat să apăr adevărul. Poate zice, asta e treaba altora, eu sunt un simplu frate și soră, cu minte, stau în biserică, nu fac probleme. Ascultați-mă bine, adevărul oricum va triumfa. Nu contează dacă eu îl susțin sau nu, adevărul rămâne în picioare.
minciuna, neadevărul, astea pot pentru o perioadă să pară că stau în picioare, dar într-o zi se vor prăbuși. Adevărul va rămâne în picioare și ferice de mine și de dumneatale dacă ai sprijinit adevărul, dacă l-ai declarat și l-ai susținut. Că în ziua victoriei, atunci te vei putea pune lângă adevăr și să zici, am luptat și eu, care luptă? Lupta cea bună, nu o lupta pierzătorilor, nu o luptă așa pe undeva, ci m-am luptat pe față lupta cea bună. Și împreună cu Dumnezeu am ieșit învingători. Să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și cu credință că Dumnezeu e acela care dă putere, care nu-și abandonează biserica. Cu credință că Dumnezeul nostru este prezent și El ne însoțește în fiecare zi. Să ne rugăm în aceste momente și fie ca adevărul să fie în orice vreme pe buzele noastre, să-L declarăm, să-L trăim, să-L iubim și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne rugăm cu toții. Amin.